Noaptea trecută, polițiștii rutieri, în timp ce își desfășurau activitățile de serviciu, au oprit pentru control conducătorul unui auto. Au observat că acesta este grăbit, întrucât în mașină se afla soția sa, cel mai probabil în travaliu, și își dorea să ajungă cât mai repede pe raza municipiului Iași la maternitate. Fără să stea pe gânduri, polițiștii rutieri au escortat autoturismul până la maternitatea din municipiul Iași, asigurându-se că toți ocupanții au ajuns în siguranță.